și bine-mi pare. Ai, da, bine-mi pare. Vreau să știe lumea mare. Ai, da, lumea mare. Că-mi place să trăiesc bine. Au, să trăiesc bine. Cu oamenii pe lângă mine. Mulțumesc, Raduile! Mulțumesc, toate cele bune, sărbători fericite! Noi revenim acum, dragii mei! Alina, ce ne-ai mai pregătit? Nu l-am alături de mine pe domnul Nicușor Stan. Aș vrea să faceți o urare pentru telespectatorii emisiunii lui... Pe bune, bai, Luis Lazarus. De câte ori sunt în compania unui bărbat, am emoții, nu știu ce se întâmplă. N-ar trebui să ai emoții. Bună seara, în primul rând. Ar trebui să le urăm tuturor românilor un Crăciun fericit, liniște în suflet, bineînțeles, un an nou mai bun și înțelegere. Înțelegere că avem nevoie de înțelegere și, de ce nu, la anul să încercăm să fim mult mai productivi ca anul acesta. Mulțumesc. Ce înseamnă mai productiv, la bani sau la femei? Îți dai seama că tot timpul mă gândesc la bani. Dar pentru cei liberi putem să le facem și o urare dulce de domnișoare tinere și cât mai multe nunți și evenimente ca să-i aducem aici, să-i căsătorim. Asta a fost urarea lui Nicușor Stan, dragii mei. Acum, pe zona dreptului la replică, avem a ne face datorii, așa cum este și corect, Mihaela Șerban, persoana care a fost atacată, între ghilimele, aseară în emisiunea noastră, atunci când s-a discutat foarte mult de faptul că ea ar fi intervenit în relația ei cu Consuela Di Monaco. Ea, practic, mă refer acum la Consuela Di Monaco, a susținut că a avut o relație cu un fante italian care a venit de foarte multe ori aici în România și a avut niște relații mai mult sau mai puțin reale cu tot felul de personaje autohtone. Consuela ne-a replicat aici în direct că ea ar fi avut probleme cu această doamnă și că a fost despărțită, a fost relația lor torpilată, propriu-zis,
de doamna Șerban. Alina Eremia a fost astăzi și a găsit-o pe doamna Șerban și i-a luat un interviu care se înscrie în zona dreptului la replică, dragii mei. Regia, dacă avem materialul, putem să-l dăm chiar acum. Mulțumesc! Cum a rămas cu Mirco Maschio? Păi ce se întâmplă? Practic, eu îl cunosc pe Mirco de 10 ani. Cred că nu-l cunoștea nimeni din România când l-am cunoscut eu. Și... nici Bianca nu-l cunoștea cu 10 ani? Nu, pentru că el după aia a venit în, Spătarul nu-l cunoștea. România sau chiar imediat după a venit în România. Numai că la momentul ăla nu s-a întâmplat nimic, deoarece... să zicem că într-un fel sau altul a încercat să-mi facă curte. Aveam o altă relație și nu s-a întâmplat nimic. N-am mai auzit pe parcurs și știți cum e, dacă un destin e, trebuie să ajungă la un final, asta a fost. Am început o relație care s-a distrus și cam atât. De ce s-a distrus? A intervenit o altă domnișoară minunată? Nu știu dacă neapărat minunată. A intervenit sau am aflat eu că mai avea pe altcineva și printre altele a făcut, să zicem, în România o rivală care ea spune că e cea mai minunată femeie, femeia numărul unu și mi-a făcut toate șicanele posibile și imposibile să ne despartă. Cine? Și asta ar fi Mihaela Șerban. Sunt doar niște invenții, probabil că mulți oameni vor să... iasă puțin în evidență sau mai mult în evidență pe numele unor oameni cunoscuți sau pe numele unor programe, cum sunt ale noastre, care sunt niște programe mari, valoroase, care mișcă foarte bine spuma și adevăratele celebrități și este ușor să te agăți de o fată sau de niște realizatori care fac programe de succes cu cei mai valoroși români. Eu, practic... nu sunt genul de om care se ceartă cu absolut nimeni. Tot ce pot să vă spun este că, nu știu, apropo niște minciuni care nu mă interesează, n-au legătură cu persoana mea și cu viața mea personală. Nu am niciun amestec, nu știu de unde au apărut, deși bănuiesc, pentru că m-a supărat o jurnalistă în atenția mass media. Despre ce jurnalistă e vorba? Aș vrea să nu intru deloc în polemici. Este vorba despre o anumită jurnalistă care stă în spatele acestor... Păi a fost și el în emisiune. E vorba de Ioana Popescu cumva? Nu are nicio legătură. Cred că e vorba de Solomon. Dar în urma faptului că la un moment dat anumiți jurnaliști din presă au încercat într-o oarecare măsură să se implice alături de aceste programe, iar pe de altă parte încercau să ne forțeze mâna să aducem în atenție personalitățile pe care le vor ei sau mai puțin personalități. Cred că au vrut să fie premiați non-stop unii dintre ei, deci așa ceva nu se poate, deci toate premiile se dau strict pe ceea ce s-a făcut, strict pe carieră, strict pe ani de activitate, deci noi nu... Eu nu să răspund niciodată, eu sunt profesor. Eu am lăsat în urma mea niște generații de elevi și de studenți. Eu n-am căutat niciodată să ies în atenția publicului cu o viață opulentă, cu viața mea personală și n-am avut nimic de demonstrat și de arătat și nici nu am fost genul de fată care să se afișeze cu X și cu Y. Nu mă interesează așa ceva. Acesta a fost dreptul la replică al Mihaelei Șerban, dragii mei. Poate într-un viitor apropiat, cine știe, la anul, desigur, cele două se vor putea întâlni și vor putea rezolva această problemă. Așa cum ați observat deja, dânsa face referire și la o a treia persoană care, din zona mass media, respectiv de la un tabloid, se pare că ar fi în spatele tuturor acestor aparente mașinațiuni. Dar noi lăsăm acum acest subiect deoparte și revenim pe ultima parte a emisiunii noastre, am zice noi și foarte interesantă, pentru că, așa cum anunțam încă de la început, este vorba de ceva extrem, extrem de grav. Așa cum știm cu toții, deja de luni de zile se tot vorbește de ziua care vine peste 45-50 de minute. Este vorba de ziua de 21 a 12-a 2012, dragii mei.
este ziua fatidică, ziua catalogată de calendarul maiaș, drept ziua în care lumea se termină. Sfârșitul lumii, dragii mei, vom vedea dacă vine la ora zero sau nu, dar pentru această discuție extrem de importantă și de interesantă, zic eu, totodată îi vom invita în direct acum pe domnul Valeriul Târcă. Domnul Valentin Târcă este un personaj foarte interesant. Domnia sa susține că ar fi un fel de rege al agatărșilor, nu, Vali? Un fel, da. Da. Hai să iei loc, să-l invităm și pe domnul Marian Tabără. Domnia sa este o persoană care susține că poate decripta o serie de texte vechi. Vă rog, luați loc. Și nu în ultimul rând, parapsihologul și profesorul de yoga, Eugen Mârți. Dacă vom avea nevoie, dragii mei, și de alte ajutoare, o să le chemăm din culise. Deocamdată o să începem discuția cu domnul Tabără. Aș fi curios ce tip de texte puteți decripta. Practic, găsesc explicații la multe lucruri la care oamenii le văd altfel. Și, de exemplu, astă seară trebuie să înceapă apocalipsa, parcă, nu? Însă doar în limba română, apocalipsă, lipsă, doar cuvântul lipsă există doar în limba română și are sens. Deci dacă vom schimba A cu E, vom obține epoca lipsă. De exemplu, unul din exemple. Și această epocă lipsă se referă, de fapt, dacă dumneavoastră vă uitați cu atenție la Muzeul de Istorie al României, unde se află o statuie foarte interesantă, unde un imperator, nu Bădica Traian, ci Traianus, ține o statuie în brațe, o lupoaică, care are de fapt doar 3 sâni, să le spunem, în loc de 8. Cele 5 țiții lipsă, de fapt, reprezintă epoca lipsă sau istoria noastră lipsă a românilor, de care marea majoritate a românilor nu este interesată. Tot la acest lup veți vedea că, de exemplu, acolo, da? Ok. Veți vedea că corpul dragonului iese nefiresc 180 de grade invers, adică, de fapt, mesajul este altul și anume ceva în țara aceasta s-a învățat fals timp de 2000 de ani. Vom discuta după. Da. Vă întrerup puțin ca să-i dau cuvântul autointitulatului rege al agatârșilor. Că domnul Târcă îmi spune mie de multe luni de zile acest lucru. Noi am mai făcut emisiuni împreună și suntem curioși cum a stabilit această filiație, această afinitate, sau cum să-i spunem. Vă rog. Deci dacă observăm cu atenție, cum am mai spus și în alte emisiuni, observăm un război continuu între două civilizații, două culturi și războiul ăsta a fost ce intens. Avem aici? Aceasta este o hartă 1000 de ani înainte de Hristos, unde se vede clar că poporul agatârs, despre care nimeni nu ne spune nimic și toată... Cum nu ne spune? Herodot și Pliniu ce fac? Da, dar nu păi prea multe. Herodot și Pliniu au făcut tot felul de precizări în legătură cu agatârșii. Da, au făcut, dar pare să că noi nu... Pentru public ar fi interesant că nu aveau familie, ci comunitate de femei. Da, așa se pare. Nu? Aveau legi foarte puține și nu aveau niciun motiv de supărare. Dar cum trăiau ei cu comunitatea de femei, sunt eu curios. Da. Nu, ei se împărțiseră pe brezle, eliminaseră moneda din cadrul lor. Aceasta este, ce vedeți aici, este harta lui Herodot.
Deci noi am învățat la școală despre termenul ăsta, dac. Dar, de fapt, dacii erau doar aripa, nu dacii. Aș putea să spun că se numeau draci, cu toate că aici intrăm în conflict cu biserica. Dar veți observa că biserica catolică, da, ne-a transformat în draci, deoarece locuitorii spațiului acesta Carpato-Danubiano-Pontic au luptat împotriva lor tot timpul. Și așa, după cum vedeți în aceste trei hărți, care sunt perioade de timp diferite, da, nu apare niciun dac în toată asta. Dimpotrivă, sunt doar agatârșii. Da. Plus, deci vrei să spui că, de fapt, ei sunt, da, este statueta la care făcea referire. Da, o barjocură adusă neamului nostru. Este doar ceva de logic care trebuie să-l decriptez cu mintea. Nu e baciocră, e foarte inteligentă statuia. Că domnul Marian Tabără, dumneavoastră, sunteți ușor în conflict cu povestea asta, cu domnul Valentin Turcă? Nu suntem în conflict, însă eu... Adică aveți interpretări diferite, vreau să spun. Nu, ideea este foarte simplă. Vă dați seama, în fața Muzeului Național, strâmbătura aia, dar strâmbătura aia transmite foarte multe mesaje, așa le văd eu. Acum, cum le vede fiecare, e treaba lui. Am înțeles. Nu vreau să am dreptate. Deci domnul Valentin Turcă nu e de acord cu statuia asta. Nu prețuiește, poate. Sau nu înțelege mesajul sau nu deci se dă ori. Deci e o batjocără, domnul. Dacă îmi dați voie să intervin. Da, rog, Sigmund Freud, părintele psihologiei moderne, spunea că și atunci când greșim, greșelile înseamnă ceva. Pentru că reprezintă un impuls care provine din adâncurile ființei noastre, din subconștient, și atunci chiar dacă cel care a făcut acea statuie a vrut să-și bată joc de o simbolistică. Nu știu, de o simbolistică, fără să vrea, chiar el a transmis niște simboluri pe care domnul Tabăr aici de față le poate decripta. Se relevă adevărul. Și confirmăm în felul acesta acea vorbă care spune gura păcătosului, adevăr grește, cu condiția să fie o persoană inteligentă. În psihologia care actuală se numește act ratat. Exact. Asta, da. Da, domnul Valentin Târg, nu m-ați lămurit cum ați ajuns dumneavoastră să susțineți că ați fi un descendent pe linie directă al agatârșilor. Eu, de la vârsta de 10 ani, am fost crescut de un secretar al Ordinului Cavalerilor Dragonului, secretar care se găsește înmormântat la Bran. Acest tip se trage dintr-una dintre cele mai vechi familii nobiliare din Polonia și din rândul familiei dumnealui a fost chiar un rege patronul Poloniei. Deci, stai puțin, cum te-ai întâlnit cu acest secretar? Nu eu m-am întâlnit, ei ne-au protejat familia. Deoarece, el te-a găsit pe tine. Da, deoarece, așa cum am spus și la alte emisiuni, de sus din Tatra, pe axul munților Carpații, de sus din Tatra până jos în Balcani... Ia spune-mi ce e acolo. Am văzut niște... Da, astea sunt dovezi că întreaga noastră planetă este construită artificial. Deci este construită pe baza... Deci tu susții că alea sunt piramide împădurite? Nu, alea, eu susțin că astea sunt piramidele de la Shona, unde a fost înmormântat Decebal. Și astea sunt interiorul lor, când toți oamenii de știință, la vremea respectivă, spuneau că sunt niște mușuroaie de pământ. Uitați chipul acela, care îl vedeți. Da, am văzut. Ați văzut chipul acela? Toate galeriile... Pare ceva sculptat în piatră. Înțeles, da. sunt făcute cu model, ca și toate... În bazorelief. Exact, ca și toate peșterile din România, de altfel. Deci este ceva spectaculos, aș putea spune. Da, hai să revenim. Te-am întrerupt pentru că erau fotografiile în rulare, dar hai să revenim la chestia asta, că mă interesează foarte mult. Deci, practic, cineva susții că ți-a protejat familia. Da. Și acest secretar a venit și te-a crescut pe tine de la vârsta de 10 ani. Și ce te-a învățat? Deci, mi-a fost dată toată povestea asta despre care eu povestesc acum, așa, picătură cu picătură. Azi o parte din ea, mâine altă parte, ca și piesele unui joc de puzzle amestecate. Pe patul de moarte, eu eram în Franța, m-a chemat și mi-a spus, zice, trebuie să-ți spun un secret pe care nu pot să-l iau cu mine în mormânt. Și a început să fac apel la memoria mea și la toate povestirile astea care el mi le-a spus de-a lungul timpului, fiindcă, dacă observați, este o
coincidență foarte stranie. Îl fac o mică paranteză. Nu face nicio paranteză. Vreau să știu toată derularea acestui eveniment. Cum te-a crescut el și ce ți-a spus? Și ce ți-a inoculat, ca să zici așa? Deci, efectiv, el nu mi-a inoculat. El mi-a dat diverse dosare. Dosare? Nu, el avea dosare în biblioteca lui. Și unde sunt dosarele astea? Dosarele astea acum au dispărut undeva în Republica Moldova. La cererea lui. Cine le are? Păi dacă tu erai o persoană importantă eu și te-a crescut acest secretar, nu trebuia să-ți dea ție dosarele? Ei m-au educat, fiindcă eu trebuia să-mi iau locul în schemă. Eu n-am vrut să fac parte din schemă și am decis să fac publică toată povestea asta, fiindcă pentru neamul acesta al nostru, din spațiul ăsta Carpato-Danubiano-Pontic, eu personal am ajuns la concluzia că toată povestea asta nu are absolut nicio valoare dacă o cunosc doar un grup limitat de indivizi. Și... Care poveste? Asta cu agatârșii și cu descendența poporului român? Și... Da, bineînțeles. Dacă îmi dați voie să intervin, acel intrat în schemă ar fi însemnat că ați fi putut să aveți mai multe secrete, că ați fi putut să aveți în păstrare dosare, dar nu le-ați fi putut dezvălui. Și atunci ați ales mai degrabă o misiune personală, individuală, exact, care să nu intrați complet în schemă, dar să aveți totala libertate de a dezvălui ceea ce ați aflat până acum. Și cred că asta ne interesează, să aflăm ce știți, ce ați aflat până acum. Păi exact asta am aflat. Am aflat în primul rând taina Universului. Cum a luat naștere Universul? Cum? La baza formării Universului a stat frigul. Frigul are capacitatea de a comprima, de a strânge. Frigul a comprimat spațiul, pe care l-a transformat în materie. După ce a fost transformat spațiul în materie, după aceea, în timp, datorită unor reacții chimice, a luat naștere căldura, al doilea element primordial. Ok, cum a apărut omul pe planeta Pământ? Asta pe ai planeta aflat? Pământ, da. Păi dacă o să vedeți puțin mai încolo, tot sistemul nostru solar este o creație artificială, iar noi suntem... Un experiment? Nu. Noi suntem ei, dar în forma asta. Ei cine? Noi facem parte din civilizația primordială care a luat naștere în cadrul universului acesta primar, multiplicați, dacă puteți să înțelegeți ce vreau să spun. Păi eu aș putea înțelege ceva, dar s-ar putea ca telespectatorii noștri să nu înțeleagă. Adică de unde a apărut primul om pe Pământ? Cine l-a adus? Cum s-a creat? De unde a apărut? Primul om pe Pământ... Trebuie un prieten sau publicul? Nu. Primul om pe Pământ... Prima rasă de oameni, primele rase de oameni, fiindcă au fost create mai multe rase, au fost create genetic, tocmai de către această civilizație venită din constelația Dragonului, care, printre altele, a creat și sistemul nostru solar artificial. Aha, deci te gândești la o civilizație extraterestră care a venit din constelația Dragonului și a adus aici... Și ei, ca să poată locui aici, au trebuit să ia forma aceasta care o avem. Deci un transfer astăzi, dintr-o dimensiune într-alta, exact, propriu zis. Fiindcă erau două posibilități ca ei să poată exista aici. Sau veneau cu tehnologie în forma lor de acolo, da, sau s-au modificat genetic. Ok, am înțeles, ca și versiune. Dar mai ia și cei care, iată, au făcut tot din punctul meu de vedere, calendarul ăsta și au data mers... Data asta, 21, e o mare cacealma pusă pe piață de către stăpânii care conduc lumea să ne distragă atenția de la adevăratele probleme. Am înțeles, interesantă teorie. Vedeți că vine data de 21. Așteaptă-mă o să puțin, treacă... Vali, că revenim după o scurtă pauză de publicitate.